Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stăm de vorbă, stimați telespectatori, în comuna Său, din județul Bacău, cu Sorin Ignat, președintele formațiunii, Codrin Ignat este președintele formațiunii Forța Dreptei la nivelul județului Bacău. Și la mijloc, e firesc acum că suntem acasă la Său, domnișoara doamna Simona Drilea, cea care, din câte am înțeles, va candida, veți candida pentru funcția de primar. Bine v-am găsit, sărut mâna. Bine ați venit, bună ziua. Domnul Ignat, v-am ascultat discuțiile, v-am ascultat mesajul, am și preluat o parte din frazele dumneavoastră. Sunteți curajos, am înțeles că proveniți cândva nemulțumit de PNL de vreo 10 ani, membru acolo, și apoi ați venit în Forța Dreptei. Cum vedeți perspectiva politică la Asău și la nivelul județului? Pentru că un coleg de-al dumneavoastră, care la fel candidat la nivelul Consiliului Local sau județean Bacău, da, a punctat foarte bine niște aspecte care țin de viața dumneavoastră politică. Una tumultoasă, trebuie să vă așteptați la orice, că așa e în campanie. Noi, nefiind în campanie electorală, nu vom încerca să câștigăm voturi sau să venim cu un mesaj electoral, o vom face în scurtă vreme, dar până atunci ar vrea să stăm de vorbă cu omul. Omul Simona Drilea, pe care o știm de o viață și a performat, și pe dumneavoastră, care vă cunoscați, și dacă ați fost lider la tineret, înseamnă că sunteți un om curajos și un activist foarte bun. Da, vă mulțumesc frumos. Numele meu este Ignat Codrin, sunt președintele organizației județene Forța Dreptei Bacău. Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră la Asău pentru a prezenta pe doamna Simona Drilea, candidat ca la primăria Asău, o femeie puternică, o femeie care își dorește de la comunitate egalitate între oameni, da? Mesajul dânsei este un mesaj important din inimă pentru Asău, da? Este o persoană mai mult decât sufletistă, o persoană care își dorește de la comuna Său altceva. Altceva, adică oamenii să fie respectați, toți oamenii să fie respectați, să fie ascultați, pentru că iar este un aspect foarte important, să fie ascultați, da? Pentru că degeaba vreau să realizez eu un lucru și oamenii nu-și doresc acel lucru să se realizeze, da? Trebuie să ascult omul și apoi să implementez doleanțele lor. Da? Eu despre mine ce pot să zic? Am activat 10 ani de zile în Partidul Național Liberal. Mă aflu astăzi aici în Forța Dreptei pentru că am plecat după un lider. Un lider desăvârșit, pot să spun, și cel mai bine pregătit om politic în momentul de față, de pe scena politică din România. Acesta este domnul președinte Ludovic Orban, da? Este un exemplu pentru mulți dintre noi de curaj, în primul rând, da? Dânsul a fost omul care a renunțat la un proiect de suflet, PNL, da? Când a dorit să facă alianță cu PSD-ul, atunci nu s-a mai regăsit dânsul în formațiunea PNL, și a hotărât să creeze acest proiect tot de suflet, da? Forța Dreptei. A fost o persoană foarte curajoasă, deși a fost urmat de puțini colegi din PNL, deputați și oameni politici din PNL. Nu le-a fost ușor să construiască acest proiect Forța Dreptei, dar are încredere în acest proiect, are încredere în oameni, are încredere în noi. Da? Fiecare membru este important pentru că noi venim cu altă perspectivă față de celelalte partide politice. Poate lumea este obișnuită cu aceste sloganuri, ca să zic așa, doar că
suntem un partid curat la Bacău și în țară, chiar și în țară, suntem un partid curat cu oameni care sunt hotărâți să schimbe ceva în comunitatea din care fac parte, da? Voi candida eu, de exemplu, la Consiliul Local Bacău pentru că îmi doresc să aduc plus valoare comunității în care trăiesc. Și când am avut o pauză de 8 ani, aproape 8 ani de zile, în care n-am mai activat niciun partid politic, am făcut pe persoană fizică, ca să zic așa, multe acțiuni cu spirit civic, ca să zic așa, cu spirit civic, da? Și asta m-a ambiționat mai mult să intru din nou în politică și să cuvântul meu să conteze, să fac să conteze mai mult. Eu îi urez mult succes și am încredere maximă în Simona și cu siguranță este omul potrivit la locul potrivit și va da tonul Forței Drepte în județul Bacău. Cred, Simona Drida, că atuul principal pe care îl are un om ca tine, și spun asta pentru că mă simt mai vechi așa, atuul principal este cel de apartenență la omenitate, ca să spun așa, cum zice Horia Zilierul la Iași. Acesta e atuul principal pentru un candidat la primărie. Formațiunea din care faceți parte, și l-am ascultat pe domnul președinte, e importantă pentru că ea îți oferă o carte de vizită curată și corectă. Dar dacă ca om nu reprezinți nimic în comunitate, și eu cred că dacă vei învinge, nu discutăm detalii, ne întâlnim în campanie, va fi pentru că ești un om al cetății și ești trup și suflet pentru ceea ce înseamnă viața mai bună, turistică, socială, culturală, pentru că ești un activist cultural pentru comuna său. Acesta este argumentul, cred, nu? Cu siguranță. Să știți că astăzi cineva mi-a transmis așa, printr-un porumbel, curând ne vom întoarce la origine. Oare acel cetățean al comunei a său ce a vrut să spună prin asta? Concluzionați dumneavoastră. Acum eu nu trag concluzii pripite, pentru că sunt un vechi cetățean, din 33 de ani, câți ani aveți dumneavoastră în televiziune. Și sunt mai rezervat față de lumea politică, pentru că noi nu facem politică, dar sunt deschis și foarte impresionat de oamenii din politică. Și cu cât întâlnesc mai mulți oameni în politică, cu atât probabil vom fi și noi mai prezenți în campanie electorală. Arminter, stăm la Iași, vorbim, scriem cărți, am scris 10, da. Așa că despre tine se poate scrie o carte. Mulțumesc, vă aștept să scrieți o carte după ce voi deveni primarul acestei comune și să știți că eu mai puțin îmi doresc să fac politică, eu vreau să fac treabă. Așa cum ai făcut la livada minunată? Mai ceva. Dar mai peste tot, mai ai mure sau ce aveai tu acolo? De toate. Așa aminte. Aș vrea comuna său să se numească Comuna Minunată, cum de altfel și echipa mea se numește Echipa Minunată. Mergi cu sufletul înainte, mergi cu sufletul în palmă, și dacă va fi o deziluzie? Să știți că am luat în calcul toate variantele, dar știți cum e? Elefantul cât este de mare, dacă are un purice pe el, îl deranjează. Și consilier dacă voi fi, nu voi lăsa comuna să piară și nici cei care o vor conduce să o conducă ca până acum. Știi gluma aceea cu puricile și cu elefantul? Hai să spun eu, un elefant calcă un purice pe picior și spune, mă scuzați, iar puricile spune, nu-i nimic, se putea întâmpla și invers. Așa se va întâmpla în ce te privește? Probabil că da. Eu spun doar atât că dacă ar fi o dezbatere între voi doi, ați accepta? Eu da, cu sufletul deschis, domnul primar, cu siguranță nu va accepta. Eu nu cred. Bine, haideți să pariem. Acum, Simona, dacă un om face afaceri, nu poți să-i reproșezi nimic. Cred că domnia sa, ca om de afaceri, este unul de succes. Eu spun mereu că pe unde mă duc pe la țară, mă pozez cu toate doamnele în vârstă, nu spun babele. Și știi de ce? Pentru că nu le-am mințit niciodată. Chiar dacă se poate cu televizorul să minți poporul liniștit, cum spunea colegul de la Bacău și domnul președinte la fel, că el nu se mai uită la televizor, ba se uite. Să se uite și să ia atitudine până televiziunea aia pierde licența, de exemplu. Să știți că eu personal cu domnul, cu omul Emilian Budacă nu am absolut nimic. Dar atâta timp cât
din banii mei, conducerea primăriei nu știe să-i gestioneze banii, nu știe să-i pună unde trebuie, în fiecare gaură și strada are atâtea găuri, este firesc și normal să am. Acum, dincolo de drumul, că și noi, unii mai vechi de pe aici, am mers cu căruța și prin grob și prin... Cred că o comunitate cum e a său poate deveni o altă comunitate, cum se spune cu paharul un alt om, dacă există înțelegere, dacă există echilibru, dacă există omenie, dacă există comunicare. Așa să treci strada, să nu vină preotul să te vadă, să te îngroape. Mă rog, mă scuzați că nu-i cazul alții. Eu să știi că am primit loc de veci, că am fost cetățean de, am fost ales cetățean de onoare al Iașului și după câteva zile m-a sunat o doamnă și a spus: bună ziua, domn frățile, da, vă rog veniți până la cimitirul Eternitatea. Eu am zis: nu pot peste vreo 20 de ani. Nu, stați-vă doar pe domnul administrator. Și mi-a arătat un loc unde va fi un țăruș ca pe vremea când descoperam America. Nu? De ce? Cum poate într-o comunitate? Da? Ați spus un cuvânt mare. Omenie, da? Din păcate, calitatea aceasta oamenii o au din ce în ce mai puțin. Da? Omenia este un cuvânt foarte mare. Este foarte important să dai ochii, să privești cetățeanul de lângă tine în ochi. Nu trebuie doar să fugi de el, da? Pentru că sunt primari, poate și ca domnul Budacă, nu știu sincer, care nu ar dori să dea ochii cu primarul, pentru că le este teamă, pentru că sunt cenzurați, pentru că, da? Cu siguranță Simona este omul, da? Este omul de omenie, da? Omul care primește la primărie pe oricine, cu orice doleanță, da? Cu orice problemă, pentru că fiecare om este important pentru comunitate. Da, asta vreau să spun. Uite, Simona, ce ai face în prima zi dacă devii primar? Am mai spus la un interviu și vă repet și dumneavoastră, în prima zi a mea de guvernare în primăria Său, voi scoate ușa biroului de primărie și voi impune colegilor mei de la primar, nu de la intrarea principală, că intră unii și vă fură calculatorul. Da. Și voi impune colegilor mei să se adreseze cu Simona. Simona, cum ai să-i impui tu colegilor? Eu cred că mai degrabă îi determini, îi convingi, îi privești în ochi și îi faci să spună: mă scuzați, doamna Simona. Nu. Noi vom fi colegi, asta am spus și la alte interviuri. Nu sunt șef. Mie nu mi-a plăcut niciodată să fiu șef și dumneavoastră m-ați cunoscut. Chiar spuneați mai înainte că eu și în business-ul meu, dacă tu ești șef și arași cu degetul, nu va funcționa nimic. Trebuie să te implici, să fii acolo permanent, să fii în legătură cu oamenii din jurul tău, să faci echipă, să le vorbești, să te sfătui, să bei cafeaua împreună, nu până la ora 1 și vizionând cine și care ți-a mai dat like-uri sau a comentat la o postare, ci să mergi pe teren, să asculți oamenii, să-i înțelegi și să faci în așa fel încât să problemele lor să le rezolvi în timp real. Uite, eu sugerez ca în sediul ăsta, care e atât de frumos, să spui asta, să uite, pune o pancartă, că am văzut unele cu coadă de la mătură puse pe aici, să le sugerez că aici, zilnic, pui de cafea sau de ceai, cum știi tu să faci la livada minunată, nu-i bine să-i chemi acolo, că s-ar putea să zică că ești bogată, n-ai ce căuta aici, ești la fel ca ceilalți. Deci, stai aici și spui cine vine, cine vrea să spună cu ce probleme se confruntă, să poftească. Da. Și să stai la taifas cu ei, am văzut că faci și prăjituri bune, ai și mâncare la pachet. Da, oricum eu împreună cu colegii mei am străbătut și voi mai străbate comuna, am ascultat problemele consetenilor mei, voi mai face acest lucru și pe lângă sloganul din inimă pentru Asăuani, eu am în cap chestia asta de mult, eu voi fi în slujba cetățeanului, nu invers. Uite, sugerez să spui și la slogan așa un apendice, pe jos spre normal. Și mergi din casă în casă, pe jos, și spui așa urmărim și construim normalitatea.
Normalitatea este departe, dar nu imposibilă. Putem ajunge la ea. Dar cât de mare e comuna asta? Care e miza să fie cineva primar pe viața aici? Este foarte mare comuna. Ei, miza este mare, normal. A fost a doua comună din județul Bacău care a primit cei mai mulți bani de la Consiliul Județean. Și nu-i prea vedem pe nicăieri. Păi sunt în asfalt, n-ai spus că s-au reparat drumurile? Da. O să încercăm să-i căutăm și să-i și găsim. Asta fac cei de la Curtea de Conturi, alții sunt calificați pentru asta. Eu cred că Simona ar trebui să facă ce știe mai bine. Mai prezint spectacole, te mai duci pe la comunile învecinate, pe la Dărmănești, pe la Mănăstirea Cașin. Acum mă ocup de campanie și după aceea mă voi ocupa de bunul mers a comunei său. Ultima întrebare. De ce politică, de ce primar când tu ai toate la îndemână? O mică afacere care e mare, privită prin amploarea ei pozitiv de toată lumea, poți să te duci peste o hotare să stai prin alte părți, ai și familie potrivită, ai și sufletul plin, ai și talent oratoric și uman pentru că ești o artistă. Nu știu cu ursul dacă ai mers, că aici la său este un urs celebru, ai mers cu ursul, da? Ei, și atunci întrebarea e de ce? De ce? Pentru că doar fiind în fruntea comunei pot să schimb ceva în această comună. Eu am făcut în ograda mea, cum se spune la noi aici, am făcut lucruri minunate pentru că au fost banii mei, eu am decis. Vreau să trec la următorul nivel. Am demonstrat în pătrățica mea că pot face lucruri minunate. Vreau să demonstrez că într-un pătrat mai mare, extins, putem face lucruri minunate. În pătrățica mea am putut eu, în pătrățica extinsă putem noi. Acum o să-i dau apoi microfonul domnului președinte. Când ai intrat în politică, deja te aștepți la stropi, la ploaie, la grindină, lupa pe tine, să vadă ce ai mâncat, cum ai mâncat, dacă nu cumva murile s-au transformat în fragi, în nu știu mai ce. Îți asumi riscul ăsta? Mi-am asumat de la început. Am fost atenționată de la început că voi fi murdărită, împroșcată, dar înainte de a mă murdări pe mine, ca să mă poată murdări pe mine, trebuie să murdărească ei. Așa că eu am încredere în primul rând în Dumnezeu, în al doilea rând în echipa mea și în al treilea rând și nu în ultimul rând în cetățenii comunei său. Eu zic că dumneavoastră puteți să aveți ultimul cuvânt, deși la un dialog cu o doamnă întotdeauna ea trebuie să aibă ultimul cuvânt, că dacă nu, mănânci rece, nu? Cum e acasă, mănânci rece? Eu nu mănânc rece, soția mă așteaptă doar cu mâncare caldă. Da, ca un ultim cuvânt, ce pot să vă spun este, din nou, să vă rog, de fapt, să aveți încredere în omul Simona Drilea, pentru că este persoana care poate aduce plus valoare comunității în care trăiește și aceasta este a său. Da? A său este un punct de reper în județul Bacău și chiar și în țară și peste hotare. Urșii de la a său sunt renumiți în toată lumea. Da? Deci suportul dânsei ca și primar cu siguranță se va vedea în tot ce ține de comunitatea din Asău, urși de la Asău, pot să mă dau ceva din casă, să susțină o echipă de fotbal, da, pentru tineret, da, se gândește pe toate palierele să atingă nevoile oamenilor, pentru că asta este cel mai important, nevoile oamenilor să le asculți și să duci la bun sfârșit ceea ce își doresc oamenii, nu ceea ce îți dorești tu personal. Cu toate astea, încă o dată îți doresc mult succes. Vă mulțumesc frumos și dumneavoastră pentru invitație sau așa și cu siguranță Simona va face o figură bună aici. Eu respect ce am spus. Ultimul cuvânt. Vă mulțumesc și vă aștept în campania electorală. Mulțumesc tuturor celor care credeți în mine, care sunteți astăzi alături de mine. Mulțumesc cetățenilor comunei Asău. Așa să ne ajute Dumnezeu. A fost, stimați telespectatori, la un ceai cu Petru Făsilă, o discuție pe care eu de vreo 33 de ani o port cu oameni din zona culturii, cum bine știți, oameni ai cetății. Dacă am ajuns să fac și discuții cu politicienii, o fac cu oamenii din politică. Numai bine de aici la Asău, județul Bacău. La revedere! Mi-e dor să mă merg
la un ceai, să fii liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,